sinucizi, puștiule. Vezi-ți de treaba ta. Că-ți vin eu cu dosarele tale cum ai furat Steaua și-ți fac cum ți-a făcut mitică Dragomir în august. Te fac praf de nu mai scos capul pe stradă, te scui pe lumea în gură. Că văd că nu mai de frică, știi, copile? Dar de ce ziceți copile și puștiu? În 89 încă vindea iaurt și acum ești multimilionar în dolari. Îndrăzești să ridici nasul la un om ca Vadim Tudor. Îmi zici mie, bă, acesta, bă, Vadim Tudor ăsta. De când avem relații de-astea, domn? Câte clase ai, domnul, pe cale? Ai liceu? Ai făcut liceu, domnule? Deci eu te avertizez să-ți vezi de treaba ta. Mai mult nu spun. Da, domnul Vadim. Știu și cum ai căzut la pace cu Băsescu. Știu și ce a face. Deci nu mai putem vorbi? Nu, deci vreau... Nu, domnule... Da. Diacon. Acum am sunat deputata noastră, Lia Olguța Vasilescu, care este președinta Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților. Și mi-a dat un sondaj imas, ultimul sondaj făcut de Alin Teodorescu, pentru că ăsta e fondul problemei, tot el conduce din umbră, imas. Și l-au citit ieri la Poiana Brașov. Ia sunați-l pe Alin Teodorescu și întrebați-l, domnule, e adevărat sau nu? Dar sunați-o și pe deputata noastră Vasilescu, să vă garanteze că are și ea obraz și este un om corect. Așa, deci iată imasul, cum zice. Ieri l-au dat. Și au zis că nu îndrăzesc să dea publicității, că va fi bomba bombelor. N-am ce să fac dacă PRM crește ca din apă. Și alții sunt pigmei, dar să dau zmei. Cine e pigmeu? N-am ce să le fac. Dacă votează și le dau mesaje câțiva oameni disperați care de fapt mai mult cer bani și ajutoare. N-am cum să-i ajut. Nu se poate cumpăra totul cu bani într-o țară. Domnul Vadim, și... Deci, pe locul întâi, PRM, 29%. În ăsta ai mas? 29%, deci aproape identic cu ceea ce zice acest sondaj sau barometru făcut de serviciile secrete. Păi și PNG-ul cât are? Că asta l-a enervat pe domnul Becali. 26%. Cine anume? PNG-ul cât are în sondajul dumneavoastră? Că asta l-a deranjat pe domnul Becali. Eu nu mint, domnule, eu nu mint. Domnul Diaconescu. Nu e deloc PNG-ul? S-a spus, e și PNG-ul, dar ce interes am eu să introduc sau să scot un partid? Am înțeles, vă întreb, că de asta... Nu e ca proasta din baie, că nu sunt, că mă intoxică, nu mă intoxică nimeni, domnule, asta e profesia mea, sunt sociolog. Dar să vedem, dacă cineva a scos acest PNG în mod deliberat, s-a făcut o fraudă. Dar nici pun cap numai, mi-a dat mie să întreb de ce nu e PNG-ul, de ce nu e PPCD-ul, de ce nu știu ce. Eu am reprodus și mi s-a spus, uite acum în acest sondaj, făcut de IMAS, repet, apare PNG-ul. Ca dovadă că n-are nimic cu ei. Și eu chiar sunt convins că o avea mai mult. Dar pierde, că dacă vine cineva cu insulte, cu înjurături și se crede zmeu zmeilor și amenință pe toată lumea pentru că are 2, 3, 4 bodyguards și bătăuși de, nu știu, nu karaoke, zice, cum îți zice, kickbox, să nu creadă că ne speriem, să nu creadă că ne speriem noi de forța fizică a unor arași în cap care umblă cu ținte la brâu și fac pe bătăușii. Ca așa mielușii ei sunt când dau de o masă mare de oameni și fug ca șobolanii. Deci dăm voie să continui sondajul. Deci, reiau, PRM 29%, PD 26%, PSD 15%, PNL 9,8%, UDMR 4,2%, PNG 2,7%. Aici ia și marja, pentru că sociologii, e și o știință asta. Până n-au prostit toată, nenorociți ăștia. E o marge de plus minus 3%. Acest 2,7% poate să fie 5,7%. Să zicem, că mai jos de atâta n-are cum să scadă să fie 0,7%. Deci poate fi. Dar dacă el se grăbește, crede că m-au intoxicat sau că l-am furat eu, ce Dumnezeu, nu suntem oameni maturi, domnule, suntem oameni cu părul alb. Deci apare și el. Dar de ce apare aici? Și eu cred că apare, sigur, are electoratul său. Și nu apare dincolo. Nu apare la acest barometru al serviciilor secrete. Și pe ultimul loc, Partidul Conservator cu 1,7%. Deci, nu eu sunt adversarul copilașul ăsta. Dar de ce, domnul Vadim? Care îngrijează greu Gigi Becali. Avem un dușman comun. E o mafie politico-economică ce și-a creat un sistem imunitar. Și-a creat posturi de televiziune cum e Antena 1, Dan Voiculescu fiind unul dintre cei mai mari gangsteri din România.
România și cu mâna mea eu îl bag în pușcărie pe ăsta. Și-au creat posturi de radio, și-au creat ziare, alte unități ale tuturor de presă. Ăștia sunt dușmanii noștri, domnul Diacone. Am înțeles. Domnul Vadim, doar o clipă. Dar știți că pe dânsul deranjează să ziceți puștiule și copilule, că v-a zis-o aici în direct. Păi nimic în fața mea, domn. Cum? Păi domnule, eu am 25 de ani de școală, domn. Eu am 25 de ani de școală, am un doctorat și sunt doctorant la teologie, domnule. Am scris 21 de cărți. Păi poate să spună el, bă, Vadime. Păi nu știu dacă a zis chiar bă, Vadim. Zice, nu mai da, nene, nu e rușine obrazului. Cosul dracului. Vă rog, vă rog. Spune el mie, bă, domnul Vadime, Vadim ăsta. Domnul Vadim, doar o clipă, vă rog. Cum e posibil așa ceva, domnule? Domnul Vadim. Lumea cu fundul în sus. Doar o clipă, domnule. Să-și vadă de treaba lui. Pentru că voi avea o replică de la tuc de să spânzură, să știi. Cu toți spânză. Banii lui și doamne cu toți poate ușii lui. Domnul Vadim, stai. Să stea acolo în pipera. Domnul președinte Vadim. Vine la oraș ca un golan. Cum să stea, domnule, în pipera? De ce să stea în pipera? În politica românească. Domnul Vadim, nu doar... să intre în Parlament. Domnule, așa zisul PNG nu va intra în Parlament niciodată. Domnul Vadim, nu are cum să depășească. Stați puțin, doar o clipă. El își îndepărtează oamenii. Domnul Cornelu Vadim. Ridică el ochii la oameni ca mine, domn. Domnul președinte Vadim Tudor, doar o clipă. Ei, n-are simțul măsurii, domnule. Dar sunteți tare rău enervat, nu, de domnul Becali. Vă rog, doar o clipă, așteptați puțin. Eu am vorbit frumos, l-a tratat omenește. Am și înțeles. Deodată îi se îngroașe venele la gât. Am înțeles. În fața mea. Stați puțin pe... Nu-i clapă obrazul de rușine. Domnule Vadim, stați puțin pe telefon, doar o clipă, vă rog frumos. Este domnul Becali, vrea să vă zică ceva. Vă rog, domnul Becali. N-am ce vorbi cu dărbătul ăsta. Păi a zis că vorbiți cu el oricând. Să merte, doamnele. N-a zis că put... mama dracului de voi. Vă rog, vă rog, domnul Vadim, vă rog frumos, nu vorbiți așa. Smătul studioul ăsta. Domnul Vadim. Să-mi dea $1,000,000 să-l bag în Parlament. A vrut să vă dea $1,000,000, domnul Becali? Domnul Vadim. Domnul Vadim, vă rog, nu vă enervați. E 1 noaptea. Domnul Becali, mai sunteți la telefon? Domnul Becali, sunteți în direct. Domnul Vadim a închis, o să refacem legătura. Vă rog, domnul Becali. Domnul Deaconescu. Hai că emisiunea asta e antologică. Dacă și dumneavoastră vă certați, s-a certat acum Pavelescu cu Guș și acum Becali cu Vadim. Vă rog, domnul Becali. Știți cum vorbește el la telefon? Cum? El ține telefonul așa, de nu aude, nu ține telefonul la ureche. Deci de ce a vorbit cu el? El vrea să vorbească numai el și să nu aude ce-i spune celălalt cu care vorbește. Vă înțeles? Apropo de tot ceea ce a spus el, într-adevăr, eu am fost acolo la el la partid și am fost de două ori, pentru că erau oameni care spunea, bă, Gigi, uite să faci cu Vadim Tudor, că uite, e pe același filon, naționalist, cu tare, tu te acomodezi cu el. M-am dus să văd, poate să negociez ceva cu el, era vorba, mă gândeam la o alianță între partide. Acum, bineînțeles că l-am găsit o dată într-o ședință, am stat cu oamenii acolo, cu oamenii de la PRM, mie îmi plac, niște oameni de bună credință. Bine, să discutăm numai noi doi în birou la el. Am discutat în birou la el, ce crezi că am discutat? Vorbea numai el, băi băiatule, eu te bag în Parlament, eu te fac deputat, eu te fac senator, l-am lăsat, mă uitam la el așa, bă, ăsta nu-i sănătos la cap, parcă am nevoie să mă fac deputat sau senator. El negocia singur cu el, adică eu eram acolo nimeni. Ați văzut, gata, bă, că le-am vorbit cu oamenii care mă trimiteau să fac o înțelegere cu el. Ați văzut, e idee, e recuperabilă ăsta, bă, nu-i sănătos la cap, omul e bolnav, ce n-are să fac eu cu ăsta? Vă ce trimite secunda 1 cu el. El vorbește de țara asta de handicapați, că dacă e așa a spus el, că dacă ar fi țara toată ca el, într-adevăr am fi o țară de handicapați, într-adevăr. Că el nu-i sănătos mental, într-adevăr. Vă rog, domnul Becali, vă rog și pe dumneavoastră, l-am rugat și pe domnul Vadim. El cum are nu coborâți mă din nivelul discuției. Că face el mie, ce să-mi facă mie papagalul ăsta? Vă rog, vă rog frumos, domnul. Și atâta tot ce se poate să facă el mie. Președinți de partide, domnul Becali, și dumneavoastră și domnul Vadim. Domnul Deaconescu, trebuie văzut, domnule, că-mi face el mie. O să scrie în România aia lui mare, care nu citesc decât 17 inși, și o să scrie tâmpenile lui, o să citesc și o să râd. Că zice el că am furat steaua, putut a zis că am furat o steaua și să mai spună că am furat-o și cu asta basta. A zis că, a vrut să, că ați vrut să-i dați $1,000,000 ca să-l băgați, să vă bage în Parlament. Domnul
domnul Diaconescu, jur, domne, pe familia mea și pe ce vreți, mai am eu mai sfânt, că nu e vorba de așa ceva, ăsta, omul ăsta fabulează minte, nu-i sănătos la cap, domne. Păi dacă el trăiește cu câini în casă, vorbește cu câini și cu pesticile, domne. Nu, domne, să vorbească și să trăiască cu câini. Să vorbește cu câini și cu pesticile, domne. Păi dacă are 20 de câini în fața mea, n-a spus el. Păi dacă el vorbește cu câini și cu pisicile, cum să fac eu cu omul ăsta, domnule? Păi eu mă gândeam că fac cu el, de ce vreau să fac cu el? Că mă gândeam, domnule, fac cu el o coaliție și după aia, bineînțeles, să-i fur partidul ăla, că el... Ce să faceți? În partidul ăla sunt oameni adevărați, în PRM, care sunt români de bună credință. Și a zis, bă, îl țin și pe el. Să nu-l dau afară definitiv, că Partidul România Mare degeaba le-i fără Vadim Tudor. Și vreau să-l folosesc, să țin un fel de vocea mea și să preau eu partidul ăla, ca să iau procederea Partidul România Mare. Pe asta vreau, ce crezi, că vreau să mă fac tovarăș cu Vadim Tudor nebun acum. Stați puțin, nu mai ziceți așa, nu e frumos, sunteți președinți de partide amândoi. Păi, dar eu cum poate să spună el că nu știu ce, că nu știu, cum că trebuie la că-mi face el mie, ce să-mi facă mie papagalul ăsta? Dar ați auzit ce a zis, că și în direct, în față în față vă termină, că aveți doar 200 de cuvinte în vocabular și dânsul are multe facultăți. Păi, adevărat, nu că 200, are de 200 de ori mai multe cuvinte el ca mine și recunosc asta, să nu trebuie să mai spună nimeni, că se vede, că are verbalică, verbare. Păi am fost undeva și am luat niște medalii. Masoneria, ce ne-am... Am auzit că masoneria v-a medaliat acum. Și ne-a dat într-adevăr niște medalii și niște diplome de onoare, da? Mm-hmm. Așa. Lui Vadim, știți ce a spus lui Vadim? Că venea să râd acolo în sala aia. Ce a spus? A spus, domne, om de cultură și l-a înzestrat Dumnezeu cu cine de minte. Și ce ne-a spus mie, marele maestru? Făcător de bine, ctitor de biserici, iubitor de neam și țară. A nebunit Vadim. S-a făcut galben albastru la față. Păi a luat și dânsul medalie de la masonerie? A luat și el medalie. Aha. Da. Da, domne, și ăla marele maestru ne-a caracterizat pentru ce ne-a dat medaliile alea, mă înțelegi? Și titlul de onoare. Și lui i-a spus om de cultură și pe care l-a deslăsat Dumnezeu cu mare ținere de minte, cu multă ținere de minte. Domnul Becali. Asta l-a caracterizat pe Vadim. Da. Domnul Becali, acum am să vă rog pe dumneavoastră să stați... Doar am să vă rog să stați puțin pe linia telefonică, fiindcă pe o altă linie este doamna Lia Olguța Vasilescu, care vrea să spună ceva. Vă rog, doamnă. Da, să intervin și eu, da? Să vedem, da, după aceea interveniți și dumneavoastră, sigur, dar să nu vorbiți deodată, că nu se înțelege nimic. Și dați, vă rog, televizoarele la care priviți mai încet și domnul Becali și doamna Vasilescu. Vă rog, doamna Lia Olguța Vasilescu. Sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Da, deci sondajul pe care l-a prezentat domnul președinte Vadim este într-adevăr dat de mine, după ce am avut astăzi discuții cu cel puțin 3 persoane care au participat la Brașov și este un sondaj care a fost pus la dispoziție de domnul Todorescu. Păi stați puțin, domnul Becali, lăsați-o să vorbească acum. Hai să-i dau replica lui Vadim. Nu, domnul Becali trebuie să stea liniștit, pentru că domnia sa... Domnul Becali, ascultați puțin, că vrea să zică eu, doamna Vasilescu ceva. Îmi pare rău, eu nu pot să-l aud pe domnul Becali, pentru că eu vă ascult numai prin telefon. Da, continuați, continuați. Deci vreau să vă spun că domnul Becali poate să stea liniștit, pentru că dumneavoastră are 6% ca și persoană, atenție, dar partidul domniei sale, într-adevăr, în acest sondaj are 2,7%. Uh-huh. Dar este foarte adevărat că este și acea marjă de eroare de 3%, așa cum a spus și domnul Vasilescu. Din Tudor. Deci domnia sa la prezidențial apare într-adevăr la 6%, dar partidul domniei sale apare la 2,7%. Deci rezultatele cam acestea ar fi PD26, PNL 9,8, PSD 15 și atenție, este făcut în ultima perioadă, deci după scandalul Mătușa, PRM 29%, UDMR 4,2%, PNG 2,7% și PC 1,7%. Da, domnul Becali, vă rog. Da. Asta e așa altceva, a spus 2,7, așa o fi 6, o fi 2, o fi... Dar m-a părut cu 2,7, ce spune doamna Olguța Vasilescu. La partide, domne, la partide. La partide, deci la partide, domnul Becali, ca și persoană publică, are 6%, dar nu deci contează, mai mult decât mine. Păi mine mă interesează partidul noua generație, doamna Vasilescu, deci nu e nicio problemă, dar am apărut, dar Vadim m-a sărit definitiv.
Nu v-a sărit, deci are chiar sondajul real, are la partid domnia sa, dar eu vă spun că dumneavoastră apăreți la 6% și... Deci nu trebuie să fie supărat, domnule. Să rămână, doamna Vasulescu. Deci domnul Diaconescu, iar dacă spune el ăsta acum, dacă spune el ăsta, Vadim, că ce o să-mi facă el mie, da. Eu o să-i arăt eu lui că el n-are ce să spune el despre mine, că n-are ce. Că eu iau familia mea de acum 200 de ani și în familie de înaltă moralitate de când e până astăzi. Că n-am eu verba asta aia, vedem noi dacă am sau n-am. Dar dacă mă apuc eu să iau lui, să vorbesc eu despre el și am să spun eu despre el, dacă nu-și vede de treaba lui, cine este Vadim Tudor și religia asta cu care spune el, ce religie este el, ce religie a fost familia lui, toate astea. Am să iau lui nebunul ăsta. Nu mai zic ca să știe. Păi bade! Păi dar nu mai jigniți oameni. Toată, bă, că ăsta tot nu am ce spune el. Domnule, eu dacă vin în 24 ore, arestez, cum arestez, mă, până 24 ore, bag la pușcărie? Păi cum să-i bag în 24 ore la pușcărie, mă, nu mai avem justiție, nu mai avem nimic? Păi dacă îl băgăm pe el la pușcărie, că aduce în probe că el cerea câte 200 de mii ca să bage în parlament, parlamentar și senator. Ce-a făcut acest? Că acolo a dat 1 milion de euro. A cerut 200 de mii să bage în parlament? Pe cine? Păi o să aduc oameni care să spună că cerea bani, nu? Vadim? Da. Ca trebuie lumea să înțeleagă că omul ăsta e bolnav psihic, noi nu putem să lăsăm țara pe mâna unui bolnav psihic. Și selecționatul ăla de la el, de la PRM, trebuie să ducă la alte partide. Dar spuneți asta exact când Vadim vorbește chiar despre un adversar de-a dumneavoastră, despre domnul Dan Voiculescu. Dar și care e problema, mă, Daniel, dacă vorbește despre Dan Voiculescu? Asta înseamnă că trebuie să mă atace pe mine? Eu am spus niște lucruri care m-au intrigat și cu asta. Dacă a început cu jignirile, cum așa, că el nu poate să suporte, mai înțeles că el e bolnav psihic, atunci ăla să vedem ce să poate să-mi facă el mie. Da, trebuie să aveți, am înțeles, dar trebuie să aveți probe, să aduceți probe când o să-l acuzați. Lasă-mă cu probe când l-acuz, trebuie să înțeleagă poporul român că este un om bolnav psihic. Eu de ce l-apreciez pentru curajul lui care are el și care se luptă de 10 ani într-adevăr cu ăștia, cu corupția ăștia și cu tâlharea ăștia. Pentru asta l-apreciez. Mă, eu spun și bune și rele despre el. El, într-adevăr, unul dintre cel mai culți oameni ai României. Este om inteligent. Este curajos. Se luptă cu tulgari. Bă, dar este și bolnav psihic. Dacă stă cu căței și cu pisicile și vorbește cu căței... Păi dar nu puteți să spuneți că e bolnav psihic până nu luați un dăsta, un atestat, o hârtie de la minister, de la doctor. Cum? Da. Eu nu spun când așa. Păi eu nu. Tot timpul am să spun despre Vadim așa. Este deștept, este un om cult, este curajos. Are meritele lui, că într-adevăr, dacă nu era nici el probabil în politică până acum, nu mai avea nimeni cu cine să se lupte cu tăhare ăștia și are un merit în politică, bă, dacă să conduc o țară, el nu poate. El atâta trebuie să fie. Să fie acolo, să se bată cu ei. Dacă să conduc o țară, el nu poate, pentru că el e un om care, după aceea ce face? Aduce vreo 20 de câini la Cotroceni și vreo 30 de pisici și stăm cu la Cotroceni cu pisicile și cu câinii. Și ne jucăm cu ei pe acolo, unii cu câinii la Cotroceni. Păi ce face? Păi dacă e iubitor de animale. De ce ziceți așa? Păi dacă e iubitor de animale, ce facem? Vorbim cu câinii, mă, Dane. Nu știu. Dar spuneți-mi, s-a dus alianța, gata, PNG-PRM. Nu, dar orice de... rugămintea mea la Vadim. Ce ați vorbit de 5 ani, s-a pierdut într-o noapte. Rugămintea mea la Vadim. Bă, vreau să arate cum am... Și ce vreau eu? Și ce rugămintea la Vadim? Da. În loc frumos, vreau să arate cum am furat steaua. Că am furat o steaua, dar am dat 20 de milioane din buzunarul meu. Adică am furat o afacere în care tot trebuie să bag 10 de milioane. Mai înțeles? La mintea cocoșului, când spui românilor a furat steaua. Păi ce a furat, mă? A furat ceva într-o afacere în care poate să câștige bani? Deci a furat ceva care să-i gurească buzunarul becanii. Păi nu știu, dânsul. Și dânsul a zis că are dovezi că ați furat nu știu păi ce. Da. Păi până dacă am furat-o, să demonstreze ce am furat. Păi de ce am furat? Am furat ceva? Păi când fur ceva, fur ceva material care costă bani. Da. Eu ce am furat? Am furat ceva care să îngurească buzunarul. M-ai înțeles? Eu în orice caz, da. Eu vă aștept. Eu vă invit pe fiecare în parte la emisiune și domnul Vadim a zis că vrea să vă vadă în față să vă termine. Bă, băiatule, da. Bă, să-și vadă de treaba lui, înțelegi? Că dacă nu-și vede de treaba lui, a spus el despre mine, a spus și eu despre el.
lumea de acum stau să mă cer cu Vadim că cu alții trăiesc, cum a spus și el, alții sunt dușmanii țării, nu el. Că nu el dușmanul de dușmanii țării. Mi-a trimis domnul Cornel Vadim Tudor un mesaj, acum spune așa, că mâine îl voi acționa în judecată pentru calomnie pe domnul Gigi Becali. N-am făcut asta niciodată, dar trebuie să mă acționeze în judecată el pe mine. N-am pentru calomnie, da. Bă, dar să-și vadă de treaba lui, că alții sunt cei cu care trebuie să luptăm și eu și el. M-ai înțeles? Dacă nu, dacă e idiot și post, pot să ne luptăm, vă rog, să câștige alții, m-ai înțeles? Da. M-ai înțeles? Așa că să-și vadă de treaba lui, să lase lumele astea spune... cu copilul, cu cutare, cu așa. Motivează acum, spune că n-a luat bani niciodată de la cineva ca să bage în parlament sau în partid. Eu așa am auzit că cerea câte 200-300 de mii să-i bage, așa am auzit. Așa ați auzit, dar n-aveți probe. El are probe, mă, ce probe? El are probe când scrie. Păi a făcut un pamflet, domnul Diaconescu. A, pamflet a făcut un pamflet, domne. Uh-huh. Păi cum face pamflete? Uh-huh. El are voie să facă pamflete până în revista aia lui? Păi, dar vezi, băi, el tu dai seama, e alesul lumii, mă, el. E cu el n-ai voie să faci pamflet. N-ai voie să spui nimic despre el, că te dai judecată, dar el are voie să denigreze pe toată lumea. Deci nu vreți să veniți cu el față în față cu domnul Vadim Tudor? Eu cu el vin când vrei, mâine vrei acum? Nu acum, poate și dinsul când puteți din asta. Și vin fără batigari și mai dau și mă doi pun ca să-i arăt eu lui că de mare încearcă și fizic, că văd că ai pașit de partid și aia tot fizic, că n-am spus niciodată. Stați că nu trebuie să vă luptați aici să vă bateți în studio, că să fie un conflict al ideilor, al programelor. Măi, Dane, el a spus. Da, a zis că aveți bodyguards. N-a spus el asta? A zis că aveți bodyguards fioroși și că... Păi bodyguards nu astea, mă, bodyguards nici nu iau bodyguards. El umblă cu bodyguards, nu eu. Eu am un club, într-adevăr, de ușu, de 30, dar nu-i simt bodyguards după mine, că nu mi-e frică. El ține câte 7 bodyguards după el și când se duce undeva, se duce să controleze, să vezi, Doamne, că toată lumea îi pune bombe lui Vadim Tudor. Da. El umblă cu bodyguards, umblă cu bodyguards. Dar e adevărat că atunci când a vrut Băsescu, ca să-l citesc pe domnul Vadim, să vă aresteze, v-a dus la dânsul în prezidiu și dânsul v-a zis că nu trebuie să stați în prezidiu? Eu? Așa a spus domnul Vadim. Dom'le, cred că omul ăsta nu-i sănătos la cam. Ei m-au invitat acolo, m-am zis, vorbesc că și domnul era în prezidiu acolo, ce făcea lui Consiliul care aveau la partid și zicea, portină, și am intrat și am stat acolo. Că a vrut Băsescu să mă aresteze pe mine. Păi pe mine, ca să poată să mă aresteze, mă aresteze cineva care e un procuror, dacă trebuie să poată să mă aresteze, dar mă, pe ce? 10? M-a apărat pe mine Vadim, păi dacă mă trăiești după nebunul ăsta pe el la alegere, atunci am explicat pe mine, vezi, Doamne, să fac, Doamne, că să facem, că nu-i cobrea lui procentul, vezi, Doamne, și să facem revoluție, să scot Galeria Stelei și că mai vine și el Partidul România și ce, Doamne, eu nu fac așa ceva, Doamne, pe asta ce mai se poate face, așa ceva, mă trimitea la pușcărie cu alți cuvinte nebunul ăsta. Domnul Becali, dar nu mai ziceți, Doamne, oamenilor nebuni dacă n-aveți probe, trebuie să demonstrați că e nebun. Păi, la pamflet. E pamflet? Auziți, am alt mesaj de la domnul Vadim pentru dumneavoastră. 10 miliarde vă cere în proces mâine. Vă dăm judecată. Păi da, dar uite, eu vezi, vin cu proba la judecată și spun, domnule, ăsta e pamflet. El nu e nebun. Eu îl alind când îl fac nebun. Da. Am înțeles. Nu, uite, spune acum, nu e nebun. În aceeași emisiune, e pamflet. Da. Deci acceptați confruntare, da, cu domnul Vadim Tudor la ore de vârf. Dacă vrea acum, dacă vrea și la orice oră vrea el, când mă sun, pac, imediat vin în față cu el. M-a avut impresia că vă e frică. Mi s-a părut că vă e frică de dânsul. Că a zis că vă bagă sub masă, că sunteți un puș și un copil. Băiatule, adu-ți aminte în campanie electorală că și-a trimis 7 deputați și 2 senatori să se lupte cu mine, n-avea cu alții măcar să-i devină la telefon. Pentru mine e un musculiță, domne, cine zic? A, verbal, într-adevăr, mă poate bate. Dar am și curajul ăsta, că eu spun lucruri simple pe nume. El o să folosească pamflete și nu știu ce figuri de stil, mai înțeles? Și eu o să folosesc să înțeleagă pe înțelesul românilor. Cum se joacă el cu câinii și cum vorbește cu câinii și pisicile, mai înțeles? Uh-huh. Și după aia, dacă tot ai dat-o cu astea, cu nu știu ce, că, domne, că și fizic, vin fără niciun bodyguard și după aia... Ne și batem, dacă vrea, în direct la OTV, ca să vedem și le și o mână la spate. Nu, n-aveți voie să vă bateți în direct la OTV. Păi el e handicapat și fizic, mă. Vă rog, domnul Becali, nu mai spuneți că e handicapat. El nu mă știe câte zile trăiește și vrea să bată cu mine. Păi mă bat cu bodyguardul lui, dacă vrea eu. Am înțeles. Eu mă bat cu bodyguardul lui. Domnul Becali, deci nu mai... Mă bat cu el. Nu mai instigați la violență, domnul Becali, nu aveți voie. Legea.
Legea audiovizualului nu vă permite să spuneți aceste lucruri pe post. Domnule, n-a spus el că vrea să bată și fizic cu mine. A spus că mă bată și bată și fizic. Nu, era o... Dă o palmă, doamne, fică că moare. Era o figură de stil. Era o figură de stil. Păi și eu, o figură de stil, spun așa, pamfletic, spun că îi dau o palmă și îl bag sub masă și mi-e frică să nu moare, puteți să nu o pe ăsta. Vă rog, vă rog, domnul Becali, vă rog frumos, nu, ca, nu mai putem vorbi dacă continuați așa. Stați să vă spun ceva. Până la urmă, de la ce v-ați luat? Sau e o strategie a noastră electorală? Faceți alianță cu PD-ul și brusc nu mai vreți nimic de la PRM? Eu nu mai fac nicio alianță cu nimeni, da? Că nu pot să cred. V-ați certat în seara asta de la sondajul ăla? Eu nu mai fac nicio alianță, da? Cu deci nimeni, nu mai faceți alianță cu nimeni? Nu. Și cearta asta cu PRM-ul e în seara asta apărută? Păi cu PRM-ul, dacă ce e posibil să fac cu PRM-ul? Și pentru Vadim ce contează? De ce să faceți o alianță după emisiunea asta? Păi și care e problema? Eu pe mine mă interesează electoratul PRM-ului și PRM-ul ca parte mă interesează Vadim. Păi cum să mai faceți cu PRM-ul ceva după ce a zis acum? Păi de ce? Care e problema? Ce? Dacă el vorbește cu pisicile și cu câinii, care e problema? Te împași mâine cu el și te pup, nu contează pentru el. El așa a făcut. S-a pupat cu ei, s-a certat cu ei, s-a bătut cu ei. Uh-huh. Cu... El e cu PSD-ul, nu-i PSD-ist el. De tot timpul când a fost, n-a votat numai cu PSD-ul. Cum să fie PSD? E critică pe aia, e critică pe aia și după aia. Iar cu ei e... Păi ele PSD sunt sângele lui. Ce n-ai? Da. E sângele lui de comunist și de PSD. Deci el poate să scape vreodată de alea. Și n-ai, bă, e Dane, bă. Sunt curios ce să zică. Păi aduc cărțile cu toate cărțile care mi le dă el mie. Lupuștul ăsta din Pitera care spune el câte dedicații mi-a și câte cărți am cu dedicație de mare român și de cutare. Cum se justifică el după aia? Sunt curios ce să spună membrii dumneavoastră de partid și, sigur, membrii PRM-ului de această polemică, de această ceartă. Ce să spună că el e un laș, membrii mei de partid, mă lasă pe mine, pe capitanul lor la război, că eu am sabia și mă lupt singur. El acum o să trimită soldații lui, ăia, senatorii, deputații lui, că aia, soldații lui care trimit la luptă cu Becali. Asta o să facă el, că el e un laș. Că știți că mulți membri de dumneavoastră și mulți membri de ai PRM-ului au cerut această alianță între PNG și PRM. Acum a stricat totul. Deci care e problema? Puteți să facem alianță. Care e problema? Nu? Ce? Facem alianță între partide. Ce e problema? Nu? Nu e nicio problemă, am înțeles. Că da. Deci... Și vreau să îi dăm lui 2-3 căței să joace cu căței, îi pune la partid acolo, îi dăm 2 câini, 2 căței, 2 pisici, vorbească cu ele, îi cumpărăm după sănătate. Unii dau câteva sute de mii, cum e unii care să joace cu căței și cu câini, cu asta, cu asta. Îi mai trimitem pe la tine, pe la televizor, mai țipe să mai urle, că are vrăjeală și cu asta, cu asta, că fără el n-am ce să fac cu Partidul Românesc, mai că el este vocea aia lui, am nevoie de vocea lui. Îi dau 2-3 milioane de euro și să-l pun să vorbească, îi pun și câte un cățel acolo la OTV pe masă. Vreți să-l cumpărați pe domnul Vadim cu 2-3 milioane de euro? Păi de care e problema? Îi dau 2-3 milioane de euro și dau 2-3 căței să vorbească cu ei și cu asta basta. Păi dânsul știți bine că nu poate fi cumpărat, este un justițiar. Ai mă, ce vorbești? Chiar așa? Chiar așa de necumpărat îl crezi tu? De ce? Că dacă nu i-a controlat partidul tot timpul Mitrea și cu Hrebenciu, ce n-ai din mă, băi, Dane? Cine controlează? Partidul lui a fost controlat tot timpul de Mitrea și de Hrebenciu. Serios? Puteți dovedi asta? Da, de ce trebuie să dovedesc asta? Ce? Nu știu, așa se cere în... Așa trebuie să dovedeți. Bă, nu vreau să spun mai multe, că implică alte persoane care, probabil, oamenii aia n-au nicio vină, că sunt niște oameni de bună cărință. Nu mai vreau să vorbesc mai multe. Dar da. În orice caz, oricând se poate face o alianță cu PRM-ul și pe el îl țin ca cățelușul. Mă înțelegi? Cățelușul Vadim, o să-i spun, care îl trimite o sălată la OTV și cu asta basta. Doamne, ferește, da. Bine, domnul Becali. Mai vreți să adăugați și altceva? Sănătoate, numai bine. Deci veniți la emisiune cu domnul Vadim, da? Eu vin mă oricând cu el. Bine, dar ați văzut... Dânsul a spus așa... Dânsul a zis așa că după o emisiune cu domnul Vadim, nimeni pe stradă nu o să vă mai laude, toți o să vă puncte-puncte. A vă adus și dânsul o injurie. Toți oamenii pe stradă după emisiunea aia. Da? Da. Așa, păi mintea lui, păi nu-i sănătos, băi, mintea lui că-l iubește toată lumea, că el e tribunul, toată el e tribunul. El e tribunul câinilor și a pisicilor. Asta e. El are vrăjeană, el dacă citește acum o carte în asta de antisemitism, e antisemit. Dacă citește una filosofie, filosofită e cât este filosofit. Dacă citește o carte cu Hitler, deja e hicărit. Dacă citește o carte de religie, deja e iubește pe Hristos. Dar are mai multe procente decât dumneavoastră. Are într-adevăr, eu recunosc că e mult mai deștept ca mine, adică mai deștept.
nu știu, are așa o inteligență asta, nu știu, ești un om cule, are, deci asta eu recunosc. Eu nu pot să spun acum mai deștept ca Vadim, ca și Peribil să spun asta. Ai meritul lui, eu nu spun că nu e un om curajos. Eu nu spun că nu s-a bătut cu ăștia, cu corupții. Asta am să le spun toată viața, că adevărul e adevăr, se vede, nu? Dar trebuie să spun și lucrurile alea, care să știe oamenii. El e bolnav și se joacă cu căței și cu câinii și cu pisicile. Astea sunt adevărate. Și el este un om foarte fals, e fals. El nu, puterea o vrea pentru el. El nu vrea puterea, mă, pentru poporul român. Ca să demonstreze el pentru onoarea de orgoliu lui, mai înțeles. El are păcatul mândriei. Să citească ce înseamnă. Da. Mai vreți să adăugați și altceva, domnul Becali? Vă salut, sănătate, numai bine, domnul Diaconescu. Și oricând... Da, doar o clipă. Domnul Becali, mai rămâneți puțin pe telefon, mai vrea doamna Lia Olguța Vasilescu să vă spună ceva. Iată o polemică care durează de o oră și care e probabil pe placul adversarilor dumneavoastră politici, atât pe placul celor din PSD, cât și pe placul celor din Alianță. Iată, unul cei mai buni oratori ai României se ceartă virulent. Doamna Lia Olguța Vasilescu, vă rog, sunteți în direct. Nu ne aude doamna Vasilescu. Domnul Becali... Da. Dacă mai vreți să spuneți și altceva, doamna Olguța Vasilescu mai vrea să vă dea o replică. Ia să vedem ce replică dă Olguța Vasilescu. Nu se lasă, vedeți reprezentanții PRM-ului. Vor să vă termine până la urmă. Da, să vedem. Păi asta face el. Pune căței, pune pisicile. Să vă scoată de pe scena politică. Ați negociat, cum scriau ziarele la un moment dat, cu doamna Vasilescu? Venirea în PNG? Am vorbit cu doamna Vasilescu atunci când se vorbea prin presă că pleacă de la Partidul România Mare. Într-adevăr, am sunat-o eu întâi. Azi, domnul Becali, mai discutăm și după aia am primit, nu știu, tot timpul mesaje de sărbători, de Crăciun, vă 5 mesaje de Crăciun, vă 5 de Revelion, asta ce știu. N-am mai vorbit cu Olguța Vasilescu de atunci nimic. Mi-a trimis foarte multe mesaje de sărbători de la mulți ani. E o femeie care o apreciez pentru că mi-a dat acele mesaje. Atunci, dacă n-ați vorbit, vorbiți acum. Vă rog, doamna Vasilescu, acum vă auzim. Bună seara! Vă rog! Eu sper să nu fi fost eu cea care a declanșat tot acest scandal. Chiar nu mi-ar place să se fi întâmplat treaba asta din cauza mea. Noi, practic, n-am făcut altceva decât să prezentăm un sondaj de opinie care a fost discutat zilele acestea la PSD și care a fost de uz intern al PSD-ului, pe care v-am spus și mai înainte. L-am verificat din 3 surse diferite, deci în niciun caz domnul Corneliu Vadim Tudor nu l-a dat, cum să spun... Nu l-a inventat. Doamna Vasilescu, nu aveți dumneavoastră nicio vină, dumneavoastră până n-ați văzut emisiunea de la început. Deci nu aveți niciodată, nu sondajul ăsta, că nu ăsta e, că dumneavoastră v-am apreciat, că a spus măcar 2,7%. Asta este, dar el n-a citit deloc și eu bineînțeles că m-am enervat. Cum a spus el, stai domne, că, adică am avut 13% și n-am crescut deloc, adică am avut 2,6% și n-am mai crescut deloc, am ieșit deloc de pe scena politică. Cum e logica asta numai în favoarea lui Vadim? Becali, nu trebuie să vă certați cu Partidul România Mare pentru treaba asta sau cu domnul Vadim. Dar nu mă cert, doamna Vasilescu, cu deci România Mare. Deci n-are absolut niciun fel de relevanță. Este un sondaj de uz intern făcut de PSD care a fost prezentat la Brașov și așa cum v-am spus, eu l-am verificat din mai multe... Doamna Vasilescu, vreți să vă spun este ceva? Sondaj. Mai lăsați-l, doamne, pe Vadim, că dacă vă spun, o să vă spun în particular ce spune el despre dumneavoastră, da? O să vă spun, pot să spun acum, că-s cuvinte urâte și nu pot să spun în direct, da? Domnul Becali, bă, cine este rău de tot? Ce să mai... Pe rând, vorbiți pe rând, vă rog. Haideți să fim serioși. Deci noastră în acest sondaj apăreți cu 6% noastră ca persoană, ca și candidat la președinție. Eu cred că este mai mult decât bine, pentru că totuși ca un om să apară așa din doamna un an Vasilescu, în viața nu e politică și să aibă 6%, înseamnă că este foarte cu nimic. Dar să știți că Vadim Tudor a citit un sondaj care spune el la serviciile secrete, făcut de președinția română și care acolo eu nu apăream deloc. Deci a spus... Partidul Conservator 1,5%, dar PNG-ul deloc.
Și el se plângea. Da, pentru că în general toate partidele care sunt 5% nu mai sunt citite. Deci nu cred că a fost o chestie intenționată. Da, citit UDMR-ul cu 3, a citit Partidul Conservator cu 1,5. Și Becali dă loc că sunt partide, pentru că sunt partide parlamentare, domnul Becali. Și să vă spun, cred că vă simțiți mult mai bine când vedeți că sunteți la 2,7% dumneavoastră ca partid neparlamentar, iar PCU, care este partid parlamentar și care este la guvernare, are 1,5%. De ce n-a citit și PNG-ul, doamna Vasilescu? Eu nu vreau să mă cer cu Partidul România Mare niciodată, pentru că eu știu că el, într-adevăr, are un membru partidului. Nu și-au rostul toate aceste... Dar nu, doamna Vasilescu, membrii Partidului România Mare sunt niște oameni de bună credință, eu le-am și ținut legătura. Nu pentru el, pentru Vadim Tudor, pentru acei membri ai Partidului România Mare. Domnul Becali, credeți-mă pe cuvânt, nu aveți niciun motiv de supărare și cred că le dăm satisfacție că nu am telefon, eu nu l-am ținut cu nimic, doamna Vasilescu, eu nu l-am ținut cu nimic, el a dat telefon și a țipu cu jinghiene, așa cum face el, că se crede el că e așa de puternic. Ce l-a zis să-mi facă el mie? Ce poate să-mi facă el mie? Nu, n-ați intervenit în această discuție pentru că ați fost supărat și poate că era normal să-mi supărați. Vă rog, domnul Becali, vă rog, domnul Becali, nu vorbiți așa. Și dacă mă jignește el pe mine, cum jignește el pe alții, domnul Becali, stați puțin, domnul Becali, stați că, domnul Becali, vrea doamna Vasilescu să vă spună ceva, vă rog, doamna Lia Olgu, să reluați. Mă ascultați puțin, domnul Becali. Da. Bun, n-aveți niciun fel de motiv să vă supărați pe domnul Cornel Vadim Tudor, n-a făcut altceva decât să citească un sondaj de opinie pe care eu i l-am prezentat. Doamna Vasilescu, m-a sunat la OTV și m-a citit și a spus el că o să facă el mie în revista lui. Dacă el crede că eu sunt fraierea pe care îi jignește el, eu îi spun că mă întâlnesc undeva în public și îi dau una și domnul Becali, credeți-mă pe cuvânt, dăm satisfacție la toți dușmanii partidelor naționaliste. Credeți-mă pe cuvânt, nu vreți să faceți asta și mâine probabil nu va părea. El a început cu jignirile. Nu, cred, nu, n-a început cu niciun fel de jignire, a prezentat pur și simplu un sondaj de opinie, nu ați să v-ați supărat. Nu, dar m-a supărat, dar nu l-a jignit, doamna Vasilescu, m-a supărat, dar nu l-a jignit nimic pe el. Domnul Becali, mâine o să discutăm altfel, probabil. Credeți-mă pe cuvânt, este un sondaj de opinie din care dumneavoastră ieșiți foarte bine, dumneavoastră ca persoană. 6%, credeți-mă pe cuvânt, înseamnă foarte bine. Îmi cer scuze membrilor Partidului România Mare, sănătate, numai bine. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Becali. Mulțumim. Doamna Vasilescu, mai vreți să spuneți ceva? Vă mulțumesc și eu foarte mult. Nu, atâta vreau să spun, că probabil că mâine domnului Becali o să-i pară într-adevăr rău pentru ce a spus. Sunt niște cuvinte care chiar nu le meritam nici noi, nici membrii Partidului România Mare, nici domnul președinte Cornel Vadim Tudor, pentru că n-a făcut aceea decât să prezintă un sondaj de opinie. A, dacă sondajul este trucat, cu altcineva trebuie să se certe, nu cu PRM-ul, nu cu Cornel Vadim Tudor, sunt alte persoane care probabil că sunt vinovate de așa ceva. Iar domnul Becali, cred că iese foarte bine în acest sondaj de opinie. El ca persoană 6% înseamnă foarte mult. Înseamnă câteva sute de mii de voturi, care pentru un politician este extraordinar de mult. Eu ca deputat, dacă aș putea să am câteva sute de mii de voturi în spate, credeți-mă pe cuvânt, m-aș simți extraordinar de bine. Da. Ați văzut, domnul Becali și-a cerut scuze membrilor PRM. Acum rămâne de văzut cu domnul Vadim cu ce va face, dacă va rămâne în continuare în conflict. Eu sunt convinsă că mâine o să-i pară rău pentru ce a spus față de domnul președinte Cornel Vadim Tudor și cred că nu este bine ca partidele naționaliste să se certe între ele. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi. Foarte multe mesaje deja de la telespectatori pentru acest, iată, pasaj. Suntem, vă reamintesc, încă la revista presei, mai lungă ca de obicei. Am început să vă prezint ziarele, moment în care domnul Vadim Tudor a sunat și pe urmă s-a întâmplat tot ceea ce ați văzut. A replicat domnul Becali, iarăși domnul Vadim, iarăși domnul Becali, doamna Lia Olguța Vasilescu de asemenea de două ori. În timpul ăsta, telespectatorii spun în felul următor, PRM nu are dreptul de a sechestra peste 20% electorat spre jubileul a 5% din UDMR. PRM treceți la Alianță pentru Guvernare, zice domnul Constantin Ciocan. Altcineva întreabă,
Becali, spunând, Becali a fost făcut praf de Vadim, e terminat Gigi, moare de frica lui Vadim și a găsit Gigi nașul, zice domnul Marin Gabor. Ce l-a umilit Vadim pe Gigi Becali, a observat domnul Andrei, iată, într-un mesaj trimis la 1 și 16 minute din noapte. Domnule Becali, zice altcineva, este rușine să te iei de un om ca domnul Vadim, ești departe, spune un alt răsfătător, însă anonim. Domnul Diaconescu, vă rog frumos, mă aștea să vorbesc cu domnul Gigi Becali, l-am căutat la partid și la club, dar nu l-am găsit, este singurul care mă poate ajuta, vă rog, nu ocoliți mesajul meu. Gabi din București spune asta. Bună seara, domnule Diaconescu, văd emisiunea și mă minunez. Sunt într-un cămin, sunt infirmă pe căruș și mi-aș dori onor să pot vorbi cu dumneavoastră, zice doamna Mariana, vă mulțumesc, anticipat. Aș vrea să știu cum să pot lua legătura cu acest om, zice un alt respirator. Domnul Vadim își jinește pe tot și știe viața și avele tuturor. Sau are agenție de paparazzi, întreabă Daniela. Adevărații hoși și criminali nu sunt în pușcărie, sunt în libertate și sunt la conducere după 89, zice un domn Vlad din Teleorman. Acum din nou, domnul Corneliu Vadim Tudor în direct cu noi prin telefon. Bună seara din nou, domnul Vadim. Domnul Diaconescu, vă rog. Vă dați seama că nu pot vorbi în paralel cu tânărul Becali. Atât îl duce mintea, el se face de râs. În seara asta, noaptea asta s-a sinucis. Dacă avea 2,7%, acum are 0,7%. Vreau să clarific cu procesul. Deci, mâine vreau caseta de la dumneavoastră. Avocații mei, am o echipă de 12 avocați, în frunte cu deputatul Lucian Bolcaș, vor depune plângere penală pentru insintă și calomnie. L-a mai dat în judecată și antrenorul Puiu Ordănescu, l-au dat și alții, s-a dus, s-a plâns pe la ei, i-a înduioșat. Cu mine nu o să-i meargă, eu sunt inflexibil la treburi de-astea, pentru că s-a obrăznit și prea tare. Dacă are sânge stricat și judecă așa cum judecă, va plăti pentru asta. Văd că după pușcăriașul Petre Dogaru, cel care a ucis 3 oameni, și a violat probabil câteva zeci, dacă nu câteva sute de bărbați în pușcările pe unde a trecut, văd că un alt pușcăriaș, un pușcăriabil, acest Gigi Becali, care într-un regim normal trebuia să fie la pușcărie, văd că se obrăznicește. El crede că dacă țipă tare și îi se înroșesc ochii și face spume la gură, impresionează pe cineva. Aduceți-vă aminte ce a făcut, cred că în vara trecută, Dumitru Dragomir, când a intrat peste el în direct și din golan și din vagabond și din biznițar, nu l-a spus. Și atunci a trecut din gură, pentru că el știe ce știe Dumitru Dragomir. Ei, ce știe Dumitru Dragomir, știu și eu. Și de la Dumitru Dragomir, și de la Viorel Păunescu, și de la generalii de la clubul Steaua. Steaua a fost furată. Armata română a fost furată de sute de hectare. Așa a făcut Becali averea asta de sute de milioane de dolari. Deci a furat. A furat hectare. Cu sprijinul lui Babiuc, al lui Rebenciuc și așa mai departe. Și dacă el crede că astea nu ies la iveală și nu le spun în fiecare zi în presa mea și pe posturile de televiziune unde apar și la conferințele mele de presă și în Parlament, el se înșeală amarnic. Dar e o prostie pentru mine. Te bagi într-o că te mănâncă porci. Mă pun la mintea lui Becali. Gigi Becali și trage apa. Vă rog, domnul Vadim, vă rog și pe dumneavoastră să nu jine. Aici, că PSD-ul controlează Partidul România Mare. Prin Mitrea, da, și Hrebenciuc. Prietenul și protectorul lui Viorel Hrebenciuc, așa, pe care el îl apără, se mândrește cu prietenea lui, și care Hrebenciuc are o avere de peste 1 miliard de euro. Asta vreau să spun eu la emisiunea unde o să vin, probabil, în următoarele zile, dar nu cu toți handicapații, adică Becali, care e handicapatul numărul din țara asta. Vă rog, domnul Vadim, și pe dumneavoastră vă rog să nu mai înjurați pe domnul Vadim. Și voi spune eu ce s-a întâmplat în anul 2003. Voi spune eu ce s-a întâmplat în anul 2003, când era premier Adrian Năstase, a trimis 3 oameni, un procuror, un ofițer de poliție și probabil un agent secret, să facă o comisie rogatorie în Austria și o comisie rogatorie în Marea Britanie, să încheteze conturile, să verifice unde sunt conturile și care sunt conturile bancare ale lui Viorel Hrebenciuc și Dan Ioan Popescu. Și s-au stabilit acele conturi. Și acest Viorel Hrebenciuc are cu avere, cu tot, mobilă, imobilă, conturi bancare, are peste 1 miliard de euro.
Nu-i de mirare că Becali e prieten la Cateramă cu Hrebenciuc și cu marele mafiot arab Fatih Taher. Păi cum poate el vorbi de lupta împotriva corupției când e bot în bot zi de zi la masă la Marriott cu Taher și cu Hrebenciuc, doi dintre cei mai mari gangsteri din România contemporană? Am mai mințit acest copil fără minte care și-a dat foc la valiză acum și el nu știe în ce s-a băgat. A spus că eu i-am zis lui în particular vorbe urâte despre Lia Olguța Vasilescu, să-i fie rușine obrazului. Astea sunt niște intrigi care nu fac cinste nimănui. Așa urâte vorbe am spus despre ea încât am făcut-o președinta Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților. E președinta organizației de tineret a PRM și este membru în biroul permanent. Cât despre prezența lui în prezidiu, da, a văzut toată lumea, Lucian Bolcaș, senatorul Nicolae Iorga, pe care l-a porcăit și pe Iorga. Chipurile ca președinte al Comisiei de Cercetare a Abuzurilor din Senat, senatorul Iorga a luat șpagă, ar fi luat șpagă de la unul Alecu și așa mai departe. Cum poate el să spună așa ceva și să creadă că rămân nepedepsite asemenea insulte grave? El nu face parte din nicio mișcare naționalistă. Cine își bagă în cârdășie cu un om în halul ăsta de descreierat ca Becali, care era să-l bată pe Cristian Tudor Popescu, care la o masă la Salonul Spaniol până 1990 în vară de față cu Mișu Filip de la Rapid a pus unei domnișoare o frapiere cu gheață în decolteu și l-au alergat ea să-l bată măr, era și Hagi, care l-a făcut și gălie pe Hagi, binefăcătorul lui, care l-a porcăit pe vărăsul Giovanni Becali. Cu cine nu s-a porcăit și nu s-a înjurat Gigi Becali? Mie milă de băiatul ăsta. Aparențele n-au mai putut fi înșelate. Vin periodic momente de-astea când omul turbează. El a vorbit în seara asta ca un turbat. El e bun acum de dus frumos într-o cămășuță de forță, cu mâinile legate la spate. Hai băiat, hai cu tata, vino aici, îți facem niște sedative, potolește-te, nu ești Mihai Viteazul, nu ești războinicul luminii, ești un rahat cu ochi. Vă rog, domnul Vadim, vă rog și pe dumneavoastră, nu mai acuzați, nu mai jigniți în felul ăsta. Hai domnule, suntem la momente vesele, ți-ai deschis emisiune de umor, domnul Diacon. El poate să turbeze și să urle până face apoplexie amărâtul de el. Sternește compasiune. Se iluzionează că va conduce țara. El. Păi mai bun era Râmaru. Mai bun e Iosipescu Zambra. Mai bun sunt frații Cămătaru ca mai multă minte. Asta e problema cu Becali. Poate să sune acum până dă boala lui Calache în el până la ziua. Lupta e inegală. Eu sunt cine sunt și el este neica nimeni. E mucea, fly mucea. Să ia mâine România Mare și să vadă ce-i fac eu în România Mare și ziarul Tricolorul. Să fie liniștit că de acum înainte mă ocup metodic de el, de japul pe care l-a făcut cu Victor Babiuc și cu vreo câțiva general de la armată și cu un primar de la o comună și de modul cum a furat steaua, a preluat numai activele, nu și pasivul. Ăla-i japul și avem actele. Dar ați văzut că dânsul nu se teme de dumneavoastră? Bine, ce vrei să mă mai întreb, Dan Diacon? Nu? Ați auzit că domnul Becali nu se teme de dumneavoastră? A spus că n-aveți dreptate, n-a furat steaua. Părerea lui pe mine nu mă interesează. Domne, părerea lui nu mă interesează, domn. Eu am mai cunoscut câțiva nebuni zăpăciți de genul ăsta. În copilărie era unul, cică marinarul, care striga, trăiască legiunea și capitanul. Cum face și ăsta? Ai văzut că începuse cu soarele sfânt după cer, cu capitanul care trebuie santificat, până l-au dat unii cu capul de pereți și au zis, domnule, nu faci purici în politica românească dacă vii cu treburi de genul ăsta. Deci ăla striga până anii 57-58, când eram noi mici, trăiască legiunea și capitanul, venea beat mort. L-a luat miliția, l-a bătut bine și pormos venea pe trei cărări și striga, trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu Gheorghiu Dej, vorbă de la caz la caz cu Ceaușescu și așa mai departe. Deci el schimbă. Doamne, Becali o să schimbe opiniile foarte curând, o să dea de greu. Pentru că el nu știe pe Băsescu. Băsescu la dulmecă, la mușinează, un adevărat lup de mare și când îl prinde bine la înghezuială, pac, îl bagă în anchetă și îi pune sechestru pe avere. Sebastian Bodu a făcut de capul lui asta, a făcut de la Băsescu.
După care a venit cineva cu un scenariu, cu o strategie, ia dumne să facem noi un pol creștin-democrat, ia să umflăm noi PNG-ul la 5%, pentru că asta l-a nebunit pe el. Ia gândi la glanda aia care secretă orgoliu. Are 5%, n-are. Are maximul 2,7, hai să zic 3, 4, n-are cum să devină partid parlamentar. Una la mână, așa. Și Băsescu a vrut să facă acest pol. Și vrea să atragă oameni de la postul PNCCD, de la PNC, după în alte părți, să intre cu toții în PPE, să mărească zestrea eventuală de voturi a Partidului Popular European. Deci el e o victimă, amărâtul de Becali. El chiar crede că are 5% și că va intra în Parlament. Nu va intra 100 de ani. Nu are cum să intre în Parlament. El crede că se duce, sare peste bănci, sare peste prezidiu, dă palme lui Văcărăiu, alu Năstase. Păi el nu știe ce e acolo, domn. Îl iau chestorii și haidamacii care sunt pe acolo, oameni din ordine, și-l aruncă de la etaj, domnule, cu toți bodyguardii lui. Vine, face buba la cap, vine în atele, vine înghiți la dumneata în emisiune, îi plângi de milă, domnule. Mie asta îmi pare rău, pentru că eu l-am și lăudat că nu are un suflet rău. Eu sunt un om drept până la capăt. Dar când o ia razna, când rotița aia ruginită și bolnavă îi zgârie din creieraș și se ia de cine nu trebuie, atunci va primi răsplata cuvenită. Dar ați văzut, dânsul a spus asta că... Asta e tot ce pot să spun. Dacă înainte poate să spună ce vrea, eu n-am să mai intervin. E lesne de înțeles de ce nu intervin în duet cu el. Pentru că e diferență totuși de calibru. Nu o să mă apuc acum cu toți boschetarii și aurolacii să vorbesc în direct. Dumneata, când treci pe stradă și vezi o balegă de la o vacă sau de la un bou, te-ai pus să stai de vorbă cu balega respectivă, treci mai departe, pentru că ai un sentiment al onoarei. Cât despre câinii mei, da, îi iubesc foarte mult pentru că sunt mai inteligenți decât Gigi Becali. Și știu mai multe cuvinte decât știe el. Vă rog, nu mai jigniți așa, domnul Vadim. Mai multe decât cuvinte. Becali, săracul de el, primele cuvinte le-a rostit la 10 ani. Zicea, mama, pipi, gardu. El vrea să facă pipi. Dar nu știa cum să se exprime. Și a făcut mult timp pe el până i s-a arătat unde este gardu. Ăsta e nivelul... De unde știți dumneavoastră că s-a întâmplat care așa? Care se crede Mihai Viteazul Călare pe vreazul care fură aragazul. Dar ați văzut că a spus că vă dă 2-3 milioane de dolari și vă cumpără cu banii ăștia, vă pune să faceți ceea ce crede dânsul. Hai, domnule, vezi, de aici, fugi de aici. Acum câteva săptămâni, mi-a trimis un mesaj că îmi dă $1,000,000 dacă îl bag în Parlament. Și am zis, domnule, eu nu sunt de vânzare, asta e o prostie. Cât despre bani pe care i-aș fi luat eu, pentru asta îl dau în judecată, într-adevăr. Nu pentru delirium tremens de care a dat dovadă. Dar dacă și eu am luat un singur dolar sau un singur euro, sau un singur leu, să bag pe cineva în Parlament. Eu eram mai bogat decât Bill Gates acum, domnule. Eu eram miliardar. Noi suntem a patra oară în Parlament. Am băgat sute de oameni în Parlament. S-a auzit vreodată că eu iau bani? Cum poate să fie atât de irresponsabil? El poate crede că cineva se încrede în aceste mizerii. Chiar așa poate să spună despre mine. Pentru asta va plăti. Să nu creadă că ne-a adus un prejudiciu, că acum coboară vertiginos Partidul România Mare. Lumea râde, lumea se amuză, să știi. În concluzie, nu vreți să vă întâlniți cu dânsul în emisiune? N-am ce vorbi, domnule, cu el. Domnule, câte clase are să-mi aducă diploma de bacalaureat? Dacă mi-aduce diploma de bacalaureat, pentru că la alegeri din noiembrie 2004 a fost întrebat, domnule, ai făcut liceul? Da, l-am făcut. Păi cum se numește liceul? Nu știu ce să zică. N-a știut. L-a făcut cu aia bisisica lui Marin Preda, în Moromeții, pe Tarla. Îi număra căcărezele lui aia. Asta este liceul pe care l-a făcut el. El n-are pic de școală. Nu-i nicio supărare. Sunt și alții. Sunt unii autodidact geniali. Dar de ce minte? Că are diplome, că face, conduce, că e conducător de conducători. Nu merge să păcălească pe toată lumea. Deci,
N-am nevoie de niciun pat de la el decât ăștia pe care îi voi câștiga 10 miliarde de lei la proces care se va desfășura rapid, bani pe care îi voi folosi în scopuri filantropice pentru copii oligofreni ca numitul Gigi Becali, care în anii 80 bătea țambalul înghețat de fric vis-a-vis de Biserica Albă la blocul unde stă Mișu Filip, patronul echipei de volei feminin Rapid București, și l-a așteptat 2-3 ore să-i vândă iaurt. Venea cu iaurt și striga, iaurtul, ia iaurtul, neamule, ia smântâna în București. Și acum e mare om politic, se îmbracă numai costume Armani, Versace și așa mai departe. Are Maybach, păi de unde are Maybach-ul ăla, dumne? L-a vândut pe Adrian Neaga. În străinătate, nu știu pe unde, până Asia, nu știu unde joacă, a luat $1,000,000. Și din bani, din 500 de mii și-a luat Maybach, cea mai luxoasă mașină din România. Să știe fanii echipei Steaua că marele Adrian Neaga, un fotbalist extraordinar de care Steaua avea nevoie într-o criză de jucători, a fost vândut de el pe $1,000,000 și jumate din bani și-a cumpărat cea mai scumpă limuzină. Dar pe cine n-a înjurat el ca la ușa corțului? Pe Jean Blădoiu, care e un om cu bun simț, l-a înjurat de Hristos, de pași, de Dumnezei. Pe oricine, pe Dragomir l-a înjurat la fel până când l-a luat și ăla mai os ca el, oracolul din Bălșești, așa l-a făcut praf și pulbere. Și a schelălăit ăsta și a fugit cu coada între picioare. Deci ăsta e, un individ ca ăsta trebuie eliminat din viața publică. Pentru că el va fi capabil, el e capabil de crimă. Odată și odată nu mai are ce să spună și va crăpa capul cuiva. Ăsta este el. Îmi pare rău pentru el, dar la comportamentul ăsta schizofrenic, el nu moare în patul lui. Se va găsi unul mai nebun decât el, care o să-l arunce undeva. Lasă Vilarul Ciurel, îl urcă pe crucea după caraman și îl aruncă de acolo în cap. El provoacă. Pentru că uite comportamentul lui deviant. Primul meu telefon n-a zis nimic de el. Nimic n-am zis. Nu l-am eliminat, nu l-am introdus. Am citit ce mi s-a dat. Un sondaj de opinie. Repet, pe filieră verificată. Și de aici vine el și dă telefon. Se inflamează. Îi se umflă gâlcile și ganglionii. Vadim ăsta, să nu creadă el. Păi stai mă, derbedeule, cine ești tu mă să vorbești așa mă? Cu un om ca mine, tradus în 12 limbi străine, mă. Tu ce știi, mă, limba gimnastică? Faci febră musculară dacă e să vorbești în vreo limbă, nici în românește. Stai acolo în studio și te uiți în monitor să-ți faci freza aia de berbec creț, dat cu ulei de nucă. E posibil așa ceva? Dar nu mai ai nicio măsură, las că te punem noi la locul tău, vagabondule. Atât am avut să vă spun. Deci nu mai v-ați... Să vă salut, domnul Diacol. Să trăiești viață, nu mai v-ați vicepreședinte la moderator. Nu mai v-ați vicepreședinte. Să nu pierdeți ocazia să-l băgați din nou. Să nu pierdeți ocazia să-l băgați din nou păi, pe Gigi Penali. Nu băgăm pe nimeni, dânsul ne spune. Gigi Penali, că ăsta e numele lui adevărat, ca să-și mai verse ultimul borhot. Domnule, dar ați văzut? Să mai spune el cum mă joc cu câinii și pisicile. Omul și-a cerut... Să vezi cum mă joc cu tine, javră ordinară. Să vezi ce mă joc cu tine. Vă rog. Dar ați văzut că și-a cerut scuze membrilor PRM? N-am nevoie de scuzele lui de cretin, domnule. Vezi vă rog, nu faceți cretin. De ce faceți fără dovezi? Cere-i diploma de bacalaureat și cere-i explicații riguroase, exacte, cu acte. Cum ai făcut averea asta, domnule? Cum ai făcut averea de 400 de milioane de dolari? Păi a cumpărat terenul și s-au scumpit între timp terenul. Cum a terorizat țăranii ăia și a făcut cu armata împreună, cu unii de la armată, o bișniță ordinară? Deci este un dosar penal foarte greu. S-a mușamalizat până acum, dar va fi redeschis. De-aia sare el cu picioarele pe puiul Alecu și pe rectorul ăla Alecu, parcă îl cheamă, da. Și pe puiul Popoviciu. Pentru că acolo sunt niște zeci de hectare la stațiunea de cercetări, care ține de Institutul Agronomic, și nu le-a luat el să le speculeze el. Asta este supărarea lui. De-aia una, două, îi se pune pata și atacă pe rectorul Alecu și pe omul de afaceri, puiul Popovici. Că n-a pus el mâna pe terenurile alea, care în timp își sporesc valoarea. Deci nu-l mai luați vicepreședinte la PRM, pe domnul Becali. Hai, domne, n-a fost niciodată vorbă. Hai, domne, că m-a rugat de 1000 de ori să-l iau, să facem o combinație. Și odată la restantul Pescăruș și i-am zis, mă, băiete, ce alianță să fac eu cu tine, mă? Maturizează-te, mă. Erau de față mitică, Dragomir, erau mai mulți oameni. Cum să apar cu maimuța asta curentată în public, domnule? Uite-te cum merge și cum vorbește, domnule.
Atât am avut să spun. V-a trecut supărarea? Mai vreți să mai îmi pui întrebări? V-a supărat, mai nu? Mai rezist? Eu rezist, dar... Eu nu sunt supărat pe el, eu îl compătimesc. Doamne, mi-e milă de el, săracul de el. Cum crede că se poate lupta el cu mine când el are dosare penale? Are 1000 de bube în cap? Este cretin congenital, pentru că asta este un sifilis probabil la el, netratat, și să lupte cu mine. Îl las să-și termine partitura, să spună ce vrea să spună, să se iluzioneze că e patriot și justiciar, așa, și după aia îi dau tot ce merită. Îl chemăm la Comisia de Abuzuri a Parlamentului, domne, cum ai făcut averile astea? Îi chemăm și pe cei de la armată. Dar sunteți invidios că dânsul e bogat, da? Și are mai bani? Vedem și noi de unde are el opulența asta cu care cumpără voturi. Păi așa merge. Păi de acum, domne, fur 15 ani. După o business prelungită, care cunoscut cum aducea blugi din Turcia. Cum, domne, un vânzător de șlap și de ciunga, neamule, vine ăsta să aibă dialog cu mine, domn. Cum e posibil atât de rău a ajuns țara asta? Și el crede că eu tac din gură, domn. Păi mătur cu el de dimineață până seara. În fiecare zi mătur cu el scena publică românească. Am un ziar Tricolorul, am o revistă foarte puternică, România Mare, care a creat un fenomen de masă, am conferință de presă, am tribuna Parlamentului. Și dau câteva exemple. Dom'le, cum pot niște pisițari, niște golani de mahala să ajungă multimilionari în dolari, să devină persoane publice? Și ne mirăm că s-a prăbușit România, cum s-a prăbușit. Păi uite, cu asemenea caricaturi umane ne-am prăbușit. Copos e vinovat, dar măcar Copos are niște studii, a dat o aparență de legalitate, îi se reproșează 1.500.000 de euro. Dar Becali a furat 400 de milioane de euro. 400 da? De milioane. Ce vă bazați când spuneți? Pe justițiarul. Domnul Vadim, pe ce vă bazați când spuneți că a furat 400 de milioane? Trebuie să dovediți asta. Cum a făcut averea asta, domne? A luat 400 de premii Nobel? Păi nu premii știu. Nobel, $1.000.000. A luat 400 de premii Nobel? A descoperit ceva ca Bill Gates la Microsoft? A făcut niște invenții deosebite, niște investiții inteligente în cadrul legal? Nu, domnule. El a dat niște tunuri, pac, 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 după care cu breșa asta, cu bani acolo, 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 a uns niște rotițe. Și și-a dublat avere. Da, da, omul a cumpărat... Nu chiar ca Ion Țiriac, pentru că Ion Țiriac făceam un calcul, Ion Țiriac în anul 1990, când s-a întors în România, a avea avere, scria presa germană de atunci, de circa 200 de milioane de mărci germane, pentru că acum, la finalul anului 2005, să aibă peste 1.000.000.000 de euro. Am făcut socoteala. De aproape 15 ori și-a mărit averea Ion Țiriac. Uite așa, prin speculații, prin tunuri, prin infracțiuni, prin cointeresări, prin complicități, ca acest individ, păduchiosul ăsta din Pipera, Becali. Păi, dragă domnule Diaconescu, ascultă-mă puțin. Nu, dar nu mai jigniți, domnul Vadim, vă rog frumos. Să tai macaroana omului. Da, asta nu e o jignire, domn. Păi l-ai căutat în cap, domn. Ai văzut cum ciocănesc lindenii cu ciocul în capul lui, domnule. Hai, domnul Vadim, ați văzut dumneavoastră. Fii atent ce vreau să spun. Da. Familia Kennedy, domnule Diaconescu și stimați telespectatori, ăsta e momentul adevărului, hai să vedem cine a făcut averi colosale aici și cum e cu hoțul care strigă primul hoții. Că ăsta e, Becali. Strigă primul hoții, doar n-ajunge ancheta la el și n-ajung cătușile pe mâinile lui rahitice. Deci, planul Kennedy în 100 de ani abia a strâns 400 de milioane de dolari. Cu bani în bănci, cu averi imobiliare, cu mașini, cu utilități la fermele lor și așa mai departe. Păi cum a putut ăsta, dom'le, în numai 15 ani să facă 400 de milioane de euro, adică 500 de milioane de dolari? Deci el în 15 ani a făcut mai mare avere decât a făcut clanul Kennedy în America, țara tuturor posibilităților, în 100 de ani. La asta trebuie să explice Gigi Becali. Trebuie să dea explicații. Să vină cu acte, nu că am plătit benzina la benzinăria aia și am plătit telefonul și am 1500 de chitanțe. Nu interesează pe nimeni asta, domn. Marile găuri, marile tunuri, alea trebuie să le explice și le va explica foarte curând.
În noaptea asta s-a încheiat așa zisa lui carieră politică și începe cariera lui de pușcăriaș. Da. Mai vreți să adăugați și altceva, domnule Vadim? Nu mai vreau să adaug nimica decât să se ducă acum să se predea la prima circă de poliție. Să spună, eu sunt războinicul luminii, mi s-a făcut brusc întuneric în tărtecuța microcefală, luați-mă, băgați-mă aici să mă feriți de furia mulțimii, că nu mai poate să țină cu trei gogoși lui ăla, cu o buterie la ăla și cu $100 la alt amărât. Domnul nu Vadim, poți să păcălești la nesfârșit. Profit nu poți să pretinzi că ești haiduc când furi în halul în care furi. Profit de intervenția dumneavoastră, mă uit acum pe mesajele oamenilor, domnule Vadim, și uite, un telespectator a observat ceva, a auzit ce a zis domnul Gigi Becali și vă întreabă dacă tot s-au certat așa cei doi lideri, să ne explice pe rând. Eu nu, ce... Domnule, el e lider, domnule. E lider la ce, domnule, la partidul lui Viorel Lis? Președintele... La partidul ăla... PNG. De oameni amărâți, vin cei mai mulți că sunt săraci, au venit, domn. Auziți, deci un partid de 2, maxim 3%, el e lider, da? Da. Hai, domnule, să luăm și vânzătorul din colț de la alimentară, că ești el lider pe strategia. Deci noi suntem doi lideri, da? Da. Vorba aia cu salariu mediu. Luăm un cal și un pui. Păi una e arbăsarul și alta e puiul și ăla bolnav de gripă aviară. Deci zice acest telespectator altceva, că l-a auzit pe domnul Becali povestind că ați fost împreună și dumneavoastră și dânsul la o întrunire masonică unde ați primit medalii și roagă telespectatorul să explicați ce căutați amândoi. Domnule, aici se vede că băiatul este dement în ultimul hal. Ei, dar nu spuneți asta, vă rog, vorbiți frumos. Nu-l va mai primi nimeni nicăieri. Așa ceva nu se spune. Deci să vă spun o chestiune, dacă vă interesează. Mă interesează. Eu am fost invitat acum 2 săptămâni la o întâlnire de genul ăsta, un spectacol, aș spune eu, la un rit mason. Eu le-am spus emisarilor, domnilor, eu nu sunt mason, n-am fost și nu voi fi în viața mea. Asta nu înseamnă că atac masoneria, pentru că a avut un rol important în istoria României, nu numai moderne. Horea a fost mason. Tudor Vladimirescu a fost mason. Alexandru Iancuza, Nicolae Bălcescu, Brătienii, Cear Rosetti, au fost masoni. Eu nu sunt. Merg pe ideea foarte pragmatică, dacă era bună masoneria din punctul ăsta de vedere, și bietul tata era mason. Ori tata n-a fost mason și n-a fost nici legionar și n-a fost nici comunist, a fost creștin. Dar eu sunt scriitor. Eu din curiozitate m-am dus la acea întâlnire, din curiozitate cum a fost și Ion Cristoiu. Cum a fost și Teodor Meleșcanu, a fost Dan Radu Rușanu, foarte mulți, Daniela Bartoș, nu sunt masoni. Ne-am dus de curiozitate și din stimă deosebită față de omul care conduce acel segment al masoneriei, cu care eu sunt prieten de 30 de ani. Nu mai intru la amănunte, pentru că, repet, treburile astea sunt pe relații amicale între oameni care se prețuiesc reciproc. Și acei oameni au avut acea întâlnire în cinstea zilei de 24 ianuarie, Unirea Principatelor. Dar pentru că eu urma să plec la Londra în 24, într-o delegație importantă parlamentară, dar asta e altă poveste, s-a anulat luni, întrucât nou ambasador american Nicola Stauman s-a dus la Tăricianu și i-a zis să nu cumva să plece senatorul Vadim în Marea Britanie. Și așa, zice, anul trecut a avut mari succese, pentru că am avut 4 întâlniri la nivele foarte înalte în 2005, discursurile le-ai difuzat și dumneata cu multă bunăvoință și încă o dată n-am cuvinte să-ți mulțumesc. Deci și așa ne face problemă în țară, nu vezi sondajele reale. Fă tot posibilul. Tăricianu, deci spun în premieră, ca să vedeți cum se lucrează pe la spate niște oameni care nu sunt iezmeni, care nu stau în genunchi cu palma întinsă, care gândesc cu capul lor. Deci Tăricianu, care este o slugă, așa a acționat prin Mihai Răzvan Ungureanu, s-a vorbit la capătul celălalt al tunelului la Londra și s-a anulat vizita întregii delegații. Caz fără precedent, a revoltat și pe Nicolae Văcărău, a revoltat pe Adrian Năstase. Cum e posibil? Cum e posibil? Că eu am mai fost în Marea Britanie, și în Anglia, și în Scoția, și în Irlanda. Am avut în 2004 viză 3 luni pentru America. Nu m-am mai dus, că nu-mi plac zborurile foarte lungi. Nu era nicio explicație. Îi deranja foarte tare creșterea mea și a Partidului România Mare.
în sondaj. Așa că domnul Nicola Stauman a călcat cu stângul în misiunea sa la București, mai ales că imediat după întâlnirea cu Tărăceanu, a doua zi s-a dus la Cluj-Napoca și acolo a spus că el este pentru separarea Universității Babeș-Bolyai, că o universitate de stat în limba maghiară ar fi o expresie a democrației pure și alte baliverne și, de fapt, chestiuni care au devenit periculoase. Și atunci Gheorghe Funa le-a trimis o scrisoare, excelență, de ce nu țineți o pledoarie ca asta în America, unde universitățile de stat sunt exclusiv în limba engleză? De ce nu faceți universități de stat și în limbile altor oameni care trăiesc acolo? Sunt milioane de chinezi, sunt milioane de italieni, peste 60 de milioane de germani, nu știu câte sute de mii sau poate milioane de vietnamezi. Deci este o patria democrației și a libertății, dar până la caracterul unitar al statului și până la respectarea declarației de independență din 1776. Pentru că dacă noi, domnule Diaconescu și stimați români care ne ascultați, dacă acceptăm să se separe aceste universități și să se facă o universitate cu banii statului român, universitate de stat în limba maghiară, automat limba maghiară devine a doua limbă oficială în România și se evaporă din articolul 1 al Constituției României caracterul unitar al statului național. Știi că acolo scrie România e stat național, unitar, suveran și independent, într-o ordine aproximativă. Asta e marele pericol. Sunt niște consecințe în formă de avalanșe. Deci domnul Tauman a făcut o gravă provocare și a adus o ofensă națiunii române. Am închis paranteza. Deci eu trebuia să-mi fiu la Londra, nu s-a mai dus nimeni, de tot râsul. M-a sunat seara Mihai Răzvan Ungureanu să-mi explice. Ar și ruga să nu fac public ce am vorbit. Din decență și bun simț, nu am să insist. Dar atât am zis. Domnule ministru, undeva sunt foarte măgulit. Înseamnă că dacă se unesc America și Marea Britanie să mă țină în lanțuri, sunt foarte important. Numai pe Napoleon Bonaparte l-a ținut pe Sfânta Elena Marea Anglie. Și nu sunt eu așa important ca Napoleon, dar s-o găsi undeva o insuliță mai mică, poate nu Sfânta Elena, dar Sfânta Nuții, tot s-o găsi. Mă rog, râdea și el. Tânărul ministru de externe are umor, dar el a fost între Ciocan și Nicoval. Așadar s-a decalat cu câteva zile acea întâlnire eminamente patriotică în cinstea Unirii Principatelor, pentru că se știa că plec eu în Anglia. N-am mai plecat, dar s-a respectat această programare, pentru că s-a dedus invitațiile pentru ziua de sâmbătă. Acolo trebuiau să vină și șefii serviciilor secrete principale, Radu Timofte și Gheorghe Fulga. Știu din sursele lor interne. Aflând o seară înainte că vine și handicapatul ăsta de Becali, care uite cum povestește treburi de-astea, nu se spun în public. Sunt unele întâlniri protocolare care trebuie să rămână între cei care participă la ele. Nu te duci și bași toba peste tot, dar pe undeva e bine că a cotcodăcit, că vreau să-l pun la locul lui arătând cum îl sictiresc și cum îl elimină toți oameni. Deci pentru că a aflat o seară înainte, vineri seara, că vine și Becali, Radu Timofte și Gheorghe Fulga, nu au mai venit. Asta este situația. Cât despre ce a vorbit acel Gaza, anfitrionul nostru, despre mine, n-are rost să mai spun. Mie nu-mi place să mă laud. Asta este situația. Deci, repet, pentru cei interesați, nu sunt mason, nu voi fi mason niciodată, dar nici nu pot să am un comportament primitiv și să atac și să acuz masoneria fără dovezi, atâta timp cât foarte mulți sunt creștini, practicanți, cât acolo s-a intonat imnul de stat al României, Deșteaptă-te Române, s-a defilat cu drapelul tricolor, s-au spus rugăciuni creștine și oamenii ne-au arătat că sunt altfel decât imaginea falsă care li s-a creat. Pe undeva semăn și eu și anumiți masoni, nu cei care s-au băgat la grămadă gen fabricanți de bere, de cârnați și așa mai departe. Pe undeva semănăm, pentru că și eu și acești lideri masoni, unii profesori universitari, academicieni,
personalități excepționale de anvergură internațională, ne luptăm cu imaginea falsă care ni se face. Eu trebuie să demonstrez că nu sunt extremist și masoneria trebuie să demonstreze că nu e anticreștină și nu e antinațională. Este o eroare. Se minte în continuare. De-aia m-am dus să văd despre ce e vorba și m-am convins odată mai mult că foarte mulți sunt oameni de toată isprava. Dar prin forța lucrurilor, prin statutele sale, masoneria nu este în public. Nu o să bată darabana la răscruci, cum mai fac unii care mai apar și își pun poalele în cap. Da. De-aia am fost acolo și am sunt un om liber. Într-o țară care îmi place să cred că e liberă, nu face nimeni mie program. Mă duc unde sunt invitat de oameni care cel puțin pe anumite tronsoane au aceleași idealuri, ca și mine. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări la care nu, pot răspunde. Mulțumim mult de tot, ne oprim aici. Cu plăcere. Iată de 24 ianuarie, ziua Unirii, putem constata ruptura între cei doi, între domnul Cornel Vadim Tudor și domnul Gigi Becali. Foarte multe mesaje pe această temă de la telespectatori. Ce va rămâne din toate aceste partide după legea lustrației? Întreabă un telespectator. Vadim și Gigi, ba se ceartă, ba se pupă, zice Olga din Brașov. Se vede că se poate declara că Vadim Tudor este îngrozitor de complexat de calitățile excepționale ale domnului Gigi Becali. Spune domnule Becali, un criminal din Italia pe nume Gaetano a omorât un om din partidul PNG, se numea Apostol Mihai, ce aș putea face pentru că sunt distrusă, zicea doamna Florina din București. Felicitări pentru emisiune, vă admir pentru tot ce faceți, am o curiozitate, ce zodie sunteți domnule Dan Diaconescu, eu sunt săgetător, aș dori un răspuns în seara asta pe post, mult succes, spune telespectatoarea. Vreau...